Bună seara, Ardeal! G704 de la Ganzo este un cuțit de buzunar inspirat după un model Heckler & Koch. Vine în tot felul de culori ale mânerului și cred că vine și cu lamă neagră sau satinată. Designul este acest Axis Lock, funcționează foarte bine, are trei stâlpișori aici în spate care au ca niște trepte pe ei, un design destul de atrăgător. În față aici este și încă un stâlpișor care funcționează ca opritor pentru lamă. Preselele sunt din acest G10, verde oliv de data asta, dar vine în foarte multe culori, chiar și un zombie green, un portocaliu foarte strident pentru vizibilitate. Asta e o parte foarte bună la el, că vine într-o varietate mare de culori și lame. Ca și dimensiune, îi undeva la mijloc între acest Enlan EL01, care după mine e un pic măricel, și acest Sanremo 7063, care e un pic prea mic. Deci intră undeva la mijloc, nu e nici prea mare, nici prea mic. Preselele astea din G10 au pe ele o textură care conferă niște aderență. Nu o să alunece din mână. Din punct de vedere ergonomic, stă foarte bine în mână, nu are părți incomode. Rampa asta pentru degetul mare are și un jimping, așa le zice la striațiile astea. Sunt destul de mici, dar ascuțite și oferă o aderență bună. Clema pentru buzunar funcționează perfect. Hai să vă arăt cum ar arăta în buzunar. Acum când introduci un material, e mult mai ușor de introdus decât o hârtie subțire. Cam atâta se vede din el și îți oferă și un loc de unde să prinzi, ceea ce e bine. Deschiderea se face fie prin butoni, fie prin Axis Lock. Axis Lock-urile astea de la Ganzo funcționează destul de bine, chiar dacă sunt o copie de la Benchmade, unii zic că sunt ceva mai bine făcute decât firma originală. Hai să vorbim despre pivot. Pivotul e în formă de litera D, adică are aici o porțiune dreaptă, aplatizată, și de o parte și de alta a lamei se găsesc șaibe din fosfor bronz și teflon. Una pe o parte, una pe cealaltă, nu cred că se văd acum. Oricum, funcționează destul de bine, merge lin deschiderea, chiar dacă la început e un pic mai granulară, ca să-i zicem așa, se simte ca un fel de nisip, după o vreme își dă drumul. Lama asta îi sablată, ceea ce e foarte bine, în sensul că nu atrage așa de ușor amprentele.
ca lamele satinate, are și această tăietură care ușurează ascuțirea, ca să poți ascute lama până în capăt. Forma lamei e de lancie. Am putea spune că e și un fel de drop point, din cauza că vârful coboară în jos. Acum era greu să coboare în sus, dar în fine, deasupra găsim o muche falsă până undeva pe la jumătatea lamei, destul de estetic după mine, arată foarte bine această lamă. Poziționarea butonilor intervine un pic cu calea tăișului, dar nu foarte tare. Am modele care suferă din cauza asta mult mai tare. Cum am mai zis, în mână stă destul de bine. Hai să vă arăt și cum taie. Am aici niște hârtie destul de subțire. Oțelul 440C. Vedeți aici pe lamă. Este oțelul preferat al firmei Ganzo. E un oțel acceptabil. Acum nu e un super oțel în niciun caz, dar e ușor de ascuțit și ușor de tocit, dacă e să o luăm așa. Niște sfoară, să vă arăt cum taie în 4. O tăiată destul de ușor. Să producem și un pic de fund de lemn. Se descurcă destul de bine cu genul ăsta de tăietură. Da, per total, eu zic că e un cuțit destul de reușit. Stă bine în mână. Acum o parte care am putea considera o negativă e faptul că nu are un loc pentru șnur. Ai putea să pui un șnur în jurul la stâlpișor, dar nu-i văd rostul, pentru că ai de unde prinde. Ce am uitat să zic e că clema pentru buzunar poate fi poziționată și pe cealaltă parte, ceea ce îl face un cuțit cu adevărat ambidextru și pentru stângaci gândit. El vine așa în poziția asta de vârful în sus și lama în spate dacă stă în buzunarul drept. Asta e, după mine, cea mai bună poziționare. Da, per total, mai știu cât a fost cuțitul ăsta, vreo până în 15 dolari. De pe Gearbest l-am luat și sunt destul de mulțumit de el. Cam asta a fost review-ul de azi. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ți-a plăcut, poți să te abonezi, poți să lași un like, eventual și un comentariu, și să ne vedem cu bine data viitoare. Ciao!